Bună ziua și vă urez dumneavoastră și tuturor celor care vor mai avea ocazia să intre în contact cu, cu știrea asta, cu vestea asta la mulți ani. Ca orice om care se întoarce undeva unde i-a plăcut să-și desfășoare o activitate, momentul ăsta pentru mine a însemnat ceva deosebit. Facem abstracții de știu eu, de niște aspecte din prejur așa, care puteau să fie altfel, care ar fi trebuit normal să fie altfel, pentru că 60 de ani nu-i dicolea în istoria unei societăți comerciale. Făcând abstracții de asta, eu efectiv m-am simțit copleșit de emoții, m-am simțit copleșit de bucurie cu ocazia întâlnirii cu foști colaboratori de-ai mei. Deci, una cu alta a însemnat și acest moment un punct important în viața mea și de care o să-mi amintesc cu plăcere de aici încolo. Ca specialist în domeniu, cum vedeți perioada următoare pentru acest însemnat plămân al orașului roman, care rămâne în continuare principalul? Aici ar fi multe de comentat, dar nu facem noi acum un caz din treaba asta. Una cu alta, noi am făcut și mi s-a propus o vizită pe o linie de laminare, linie de laminare de 16 țări. Am constatat un interes important din partea conducerii societății și a proprietarilor societății pentru modernizarea anumitor segmente de flux. Deci eu consider că, ținând acest ritm și umblând și la alte puncte esențiale, acest plămân important al orașului, așa cum îl numiți dumneavoastră, poate să aibă viață lungă, dar vor mai trebui făcute investiții. De altfel, noi încă de pe vremea noastră am avut curajul și am făcut o strategie împreună cu niște specialiști străini în ce privește posibilitatea existenței pe perioadă cât mai lungă a acestei fabrici în context intern și internațional. Și dacă s-ar executa cât de cât lucrările din, sau aproape toate lucrările din strategia care am întocmit-o noi atunci, sigur vom putea vorbi și peste 60 de ani de fabricație de țeavă la Petrotub. Bineînțeles, dacă între timp nu se vor epuiza resursele de țitei și gaze de pe Mapamond, pentru că asta ține direct existența acestei fabrici, ține direct de existența resurselor de țitei și gaze. Aici este punctul nostru foarte, punctul foarte al vedeți că nu mă pot abține să nu zic punctul nostru. Deci aici e punctul foarte al societății Petrotub. Fabricația de țepi, burlane de tubași și conducte de transport.